Salutare nocivanilor, cumpărați jocuri blane de raton la prețuri blane de raton de pe Instant Gaming. Aveți al treilea link din descriere, dați o geană acolo și cumpărați dacă găsiți ceva ce vă place, pentru că sigur sunt jocuri pe toate gusturile. Hai să dăm drumul direct la joculeț nocivanilor. Salutare nocivanilor, bine v-am găsit la un nou episod mirobolant de Minecraft, episod în care o să mergem în Nether și o să facem o căsuță, o să încercăm să punem și patul, hai că mi-am aruncat și eu pickaxe-ul, ba nu, ăsta e toporul. Și o să am nevoie de o grămadă de materiale, o să încerc să pun și pătuțul. Din câte știu eu, dacă încerci să dormi în Nether, o să ți se strice patul. Sincer, nici măcar nu știu dacă poți să pui patul în Nether sau în iad, cum îi spun eu. Dar o să încercăm mai multe chestii în Nether. Am văzut că v-a plăcut episodul în care am făcut acolo un coteț de găinușe. Îl aveți acolo pe canal, sper să vă placă și acesta. O să încercăm să construim câte ceva. Nu știu exact ce o să iasă, o să fie o casă din aia super basic. Nu vreau să-mi pierd prea mult timpul, pentru că deoarece fiindcă, nu știu, dar n-are sens. Păi nu? Hai să fim serioși. Pierdem timp inutil să facem o casă faină, când probabil o să apară un monstralău din ăla oribil și o să ne o strice instantaneu. Eu zic că nu merită. Acestea fiind spuse, nocivanilor, vreau să vă mai spun și că vreau să dați acolo un like și un subscribe dacă vă place. Plus clon țopel, bineînțeles, ca să fiți la curent cu tot ce postează nocivanul. Aveți și canalul secundar tot în descriere. De fapt, nu știu dacă îl postez pe secundar sau pe principal. Nu contează, voi abonați-vă aici, verificați dacă sunteți abonați. Aveți și Instagramul nociv.insta. Veniți și pe live-uri pe StreamCraft în fiecare seară la ora 19. Aveți link-uri în descriere primele două. Și ce să mai zic mai mult? Nu știu ce să mai zic. Nu mai zic nimic. Bun. Am nevoie totuși să-mi dau seama unde-i casa, bă. Eu eram la căutare de diamante și am zis că o să fiu atât de descurcăreț încât o să-mi găsesc casa, dar aparent nu mai știu unde-mi casa. Ok. Asta nu-i deloc a bună. Bă, nu mai știu unde-i casa. În direcția asta o fi oare? Dacă nu știm unde-i... Ah, gata, am găsit-o. Aici. Aici că avem podul. Avem podul ăla blanau. Podul blanau. Hai să vedem. Aici trebuie să fie. Gata, uite-te pe Ovidiu. Ce faci și pe Ovidiu, bă? Iute, ne știe aici? Nu ne știe. Hai să-l urmărim. Pentru cei care nu știu, i-am făcut și o farsă lui Ovidiu, dar nu ne-au văzut încă. Hai să-i mai facem o farsă. Fii atent. Oh my god. Bă, o lemnit. Direct o lemnit. Îl închidem aici? Nu îl închidem, bă. Hai să nu fim atât de răi. Ce-a făcut, mă? O lemnit? Și-a revenit. Ia, mă, și mănâncă, mă. Panda care mănâncă morcovi. Uite că chiar îi mănâncă. Ok, nice. Îi mulțumim lui Ovidiu că ne-a făcut acolo jocul și ne pare rău că i-am cam distrus căsuța și că l-am aruncat acolo. Nu contează, el ne suportă, da? Ok, el e de treabă, n-are nicio problemă cu noi. Bun, păi acestea fiind spuse, hai să mergem repede pe jos să facem rost de un pătuț, nu? Deși, hai să-mi iau eu niște lână, până la urma urmei, eu cred că e mai ok așa. Punem lână aici și ăsta de ce să așa, nu știu, în fine. Ok. Și îmi trebuie ceva lemn. Ok, asta ar trebui să fie de ajuns. Vreau să-mi las diamantele, că tocmai ce am venit de la diamante. Bun. Ce mai vreau să las? Emeraldul, bineînțeles. Și hai să lăsăm și astea ca să nu le pierdem, nu de altceva. O vedea eu dacă mai pot să-mi fac curat sau nu. Bun, 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 bun. Auzi că ajutor sunt captiv. Așa a scris Ovidiu pe live. L-am zis că eu sunt live și pe StreamCraft și el acum a scris. Ia să vedem, mai este captiv? Mergem să-l ajutăm. Îl ajutăm, da?
Stai, Ovidiu, că vin. Nu-ți fă griji. Nu că vin. Stai liniștit. Nu știu cât o să mă mai suporte, bă. A, dar fii atent că poate să urce pe aici. Practic chiar l-am ajutat. Aha. A, am căzut și eu. Nu cred. Nu cred, am căzut și eu. Ia să ies repede pe aici. Ia. Ah. Trebuie să ies repede. Și să nu las și pe el să iasă. Ok. O să încerce pe acolo. Hai să luăm și apa asta. Ce faci, bă, Ovidiu, bă? Te duci cu găinile acolo? Apropo, nocivanilor, dacă vreți să vă abonați și la el, el joacă, face și el videoclipuri aici pe lumea asta. Deci dacă vreți să vedeți și din perspectiva lui, căutați-l Ovidiu 700, poate o să uit să pun link în descriere. Ce vrei, mă? O să fac promovare și tu nu mă lași în pace? Eu te-l gănoată. Gata, l-am scos și pe el. Nu m-a aruncat tu acolo, șarlatane. Nu cred. O să pice iară, nu? Aproape, aproape, aproape. Ah. Bine, hai să fugim că o să ne batem. Deci căutați-l Ovidiu 700 și dați acolo un subscribe pentru tot ce am făcut pe episodul ăsta. Eu zic că merită să îi dați și lui un subscribe. Și acum, bineînțeles, că o să mergem în Nether, după cum v-am și promis. Dați-mi două secundele. Să nu vină panda-ul nervos după noi, că o să ne-o cam luăm. Frumos, intrăm în Nether. Și aici începe nebunia. Hopa! Poc! Bun, aici trebuie să avem mare grijă. Casa, sincer, nu știu unde vreau să o fac. Dar drumul avem aici. Aolo, avem și gatere din astea, sau cum naiba se numesc. Avem și pigmei. Băi, sper că nu-i pe aici. Unde-i, 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 unde-i? Bă, nu se vede, ok. Sunt safe momentan. Să vezi, nu iese din lavă. Fiți voi atenți numai. Aici trebuie să facem drumul ăsta mai frumos puțin. Ca să putem urca mai bine. Și aici aș da asta jos. Frumos. Aici aș pune din nou. Așa, așa. Perfect, ca să nu mai putem cădea. Nice. Da, acum mi-aș face căsuța lângă găini. Hai să o gândim pe asta. O mini căsuță, așa eu zic că ar fi perfectă aici. Și o facem din cobble. Pentru că de ce nu? N-avem ușe, n-avem nimic, dar cui trebuie? Oprim aici focul. Bine că nu m-am gândit să o fac din lemn, că aici se cam aprind căsuțele, dacă aș putea spune așa. Îndreptăm frumos spațiu aici. Bam, 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 bam. Ca niște profesioniști. Easy peasy lemon squeezy. Băi, pigmelule, du-te de aici. De ce i-am zis pigmel, când el e de fapt un pigman? N-o să știu niciodată, n-o să aflăm absolut niciodată. Facem frumos spațiu ăsta. Mă, mai mult de atât, nici că m-aș chinui. O să mai îndrept puțin pe aici. Să fie câtuși de puțin drept. Bam, 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 bam. Și eu zic că e frumos. O să facem aici o cale, ceva, un drum. Și uite cum se uită un video. Cum se uită un video la găini. Nu știu dacă el știe că avem găini în Nether. Ia să le întrebăm. Tu știai că avem găini aici? Ia că-s curios dacă știa. Nu știa. Uite că, da, voi nu vedeți, stați puțin. Uite. L-au întrebat acolo în stânga jos și ne-au zis că nu. Nice. Bă, dar nu mai lăsa, bă, găinile să iasă afară, bă. De ce ai lăsat 4 găini să iasă? Ha, mă. Ce om, bă. Ia să vedem cine răspunde. S-a oprit să ne scrie. Nu, asta nu pot să o citesc, citiți voi. Și acum o citesc. Free găini! Și că, opa, stai. Aolo, am pus Brawl Stars-ul, doamne. Mici greșeli tehnice de la Nocivanu Barosanu. Cine abia, mă, ce-i ăsta, mă? E când am cumpărat, nu, când am încercat skin-ul de la Penny. Ok.
Nu știu, am toate nebuniile pe acolo prin OBS. Am apăsat direct o porn de videoclipul. A jucat în episodul ăsta și Brawl Stars. Am pus și, bă, facem o casă, l-am împins pe o viță. Ce naiba nu facem? Facem de toate. Da, bun, hai să facem aici o căsuță. Băi, nu vreau să fie foarte, foarte mare. Hai să numărăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hai să facem 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nu mai mare trebuie. Deci 1, 2, 3, 4, 5. E prea mare deja. Deci 1, 2, 3, 4, 5. Să facem așa mare. Aici 1, 2, 3, 4, 5. E la fix. Hai să facem așa, deși cam... Nu, mă, nu o fac așa mare. Mă răzgândesc și mă gândesc de un milion de ori. E chiar mult prea mare. O să facem în felul următor. 1, 2, 3. Aici așa. Și 1, 2, 3. Bun, eu zic că e suficient. Așa o casă din aia basic pe care ar face-o orice noob în Minecraft. Ok. Cât avem un acoperiș deasupra capului, facem un cub. Nici măcar casă nu facem. Deci aici ar fi ușa. Opa. Asta ar fi ușa pentru minioni, măi. Deci chit să nu tragă cineva după noi atâta. Să avem așa un mix cutuleț. Perfect. Hai că am picat. Bun. Poate pică în lavă pe aici. Bun. Iar frumos dacă o făceam din magma, așa-i? În fine. Deci efectiv chiar numai atât. N-am din păcate o ușă la mine. Ovidiu, dacă ne auzi și poți să ne aduci o ușă, e cel mai de treabă panda din lume. Bă, tu nu vii în casă cu mine. Bă, du-te de aici. Cum mă enervezi. Așa. Aș face și un pavaj aici, dar rămâne de văzut. Din păcate n-am un crafting table, dar putem să-l facem, Doamne ajută. Perfect. Ne facem și un pătuț. Și bă, Ovidiu, trebuie să vii și tu să dormi aici cu noi. Oare mi-a luat destulă lână? Da, mi-a luat. Hai că ți-am pus și ție pat aici. Perfect. Că trebuie să dormim amândoi, să vedem ce se întâmplă. Să sperăm că nu bubuim sau ceva. Din câte știu eu, se întâmplă ceva foarte nasol dacă vrei să dormi în Nether. Dar noi încercăm, de ce nu? Ne-am făcut aici un bunker. Ne mai trebuie și o mică ușiță. Aș putea să fac și geam frumos, dar n-am sticlă la mine. Dacă ești pe drum și n-ai plecat niște... Sau dacă n-ai plecat, mai bine zis, niște sticlă dacă ai putea, Oviță. Deși cred că deja e pe drum, fii atent de nu. Da, e deja pe drum. Nu mai contează, nu-i mai punem geamuri. Uite bă ce panda de treabă bă. Deci fii atent. Scrie și tu să se aboneze lumea la tine. Gat, stați că vă arăt ce scrie acolo Ovidiu. Dar nu că vă arăt, vă fac pe tot ecranul. Dacă am stricat aici, ba n-am stricat, e ok. Nu știu ce am făcut. În fine. Vedeți acolo în dreapta jos, da? Stânga jos. Acum ia. Vedeți, da? Abonați-vă la Ovidiu 700. Căutați-l așa Ovidiu 700 și mare subscribe acolo ce îi dați. Până atunci pune el ușa și sper să mai pot eu să-mi pun să dau fit-o screen. Unde era aia, boss-ule, acum m-am lămurit. La order, la transform. Uite asta, fit-o screen. Bun, l-o rezolvat Nocivanu Barosanu. Mare editor ce se face Nocivanu. Dar bun, hai că arată interesant căsuța. Așa și fără geamuri, pare așa creepy. Da, ești pregătită, Barosane? Aolo, am dat din greșeală să dorm. Oh my god. Eu am dat să o viță, da, bă? Oh my god, asta a fost atât de neprevăzută.
Vai de capul meu, din cauza că ne-am pus să dormim, nocivanilor. Oh my god. Asta i-a scris la Ovidiu. Hai aici să vezi ce s-a întâmplat. Deci ori am dat eu pe padding greșeală, ori o dat el. Dar cert e că eu am rămas în viață și el a murit. Nu știu de ce. Plus că el avea armură mult mai bună decât mine. Cred că el o dat. Cred că el o dat, ia să vedem. Scrie Ovidiu was killed by intentional game design. Deci cred că el o dat până la urma urmei. Holy moly. Eu am dat să dorm, deci el o dat. Bă, știi cum s-o auziți? Direct zici că Fukushima era aici. Hai să-ți iei lucrurile dacă mai poți. Dacă mai ai ce. Deci, ați văzut, nocivanilor, ce s-a întâmplat aici. A fost mare explozie. Easy peasy. Direct TNT s-a transformat. Nu mai ai ce să zici. Deci, niciodată să nu dormiți în Nether. Never ever. Nether ever. Pentru că se întâmplă asta. Sincer, nu știam că asta se întâmplă. Dar, da. Interesant. Ovidiu a fost direct o bombă cu ceas. Îi mulțumim pentru participare, nu uitați să vă abonați și la el, căutați-l Ovidiu700, pentru că postează și el lucruri super mega interesante acolo. Eu zic că merită să vă abonați la el, uitați-vă ce panda drăguț este. Uite-te la el, mă. El încearcă să repare acum, nu mai ai ce repara, bossule. E direct un crater aici. Asta se întâmplă când încerci să dormi în Nether, nu oriunde. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Toate cele bune, nocivanilor, nu uitați că aveți și canalul secundar acolo în descriere. Îl aveți și pe fratele Ovidiu, sper, în descriere, dacă nu uiți să-l pun. Dacă uit, căutați-l Ovidiu700 și puteți să-i dați și lui un mare subscribe. Ce să zic mai mult de atât, aveți și Instagramul meu în dreapta jos. Vă salut cu respect, toate cele bune și ne revedem în următorul episod. Pa! Vă salută și Ovidiu, vă salutăm, numai bine, pa, pa!